Eu, criptoidule, bine venit la încă un episod din seria noastră superbă Cripto pentru toți. Făceam azi surf pe marele internet și mi-a atras atenția ideea unei întrebări pe care o primesc destul de des din partea oamenilor interesați de această industrie. Atunci când ești la început și îți dorești să înveți lucruri despre cripto, te lovești de faptul că nu prea știi de unde să începi. Ce resurse ai putea să accesezi pentru a avea o intrare bună și a nu suferi pierderi, așa cum tot auzi pe la diferite persoane. De fiecare dată când cineva mă întreabă, îi răspund că în momentul de față ai foarte, foarte, foarte multe opțiuni. În funcție de ce area industriei îți dorești tu să accesezi, există deja conținut de toate formele, de la video pe YouTube până la scris pe diferite site-uri de tip Academy, de la conținut de trading până la cel educativ despre tehnologie și perspectivă, sau de la gem hunting până la flipping de NFT-uri. Găsești orice. Și am explicat asta și în clipul în care am recomandat câteva locuri pentru începători. Dar lucrurile nu au stat chiar așa întotdeauna. Îmi aduc aminte că la început de 2017, când am început eu în această aventură, lucrurile erau mult mai vagi. Găseai informația, dar era împrăștiată în diferite locuri și nișa creatorilor de conținut din această sferă era foarte mică. Cu atât mai mult îți dai seama ce puteai să găsești până în 2012-2013. Forumuri unde o gloată de pasionați discută ideile într-un limbaj greu de înțeles de o persoană nefamiliarizată cu fenomenul și poate câteva bloguri pe aici colo cu informații. Social media din România cu siguranță nu vorbea despre asta, poate cine știe în ce văgăuna social media pe vremea aia. Cel puțin partea aia pe care o accesam noi, majoritatea, sigur, nu discuta despre așa ceva. În schimb, era o bucată de internet care a primit cu brațele deschise fenomenul crypto. The Bird App, așa cum mai este numit Twitter, a fost locul perfect în care să se adune de generații pasionați de monede virtuale. Și a rămas așa și până astăzi, probabil cel mai important loc din care să începi să aduni informație. În primul rând, modul în care este gândit Twitter facilitează adunările de oameni cu viziuni apropiate sau scopuri comune. Asta este și bine și rău. Astfel că odată ce au început să apară tot mai multe proiecte în cripto, comunitatea de acolo a prins volum. Și e normal, pui un hashtag specific și imediat orice persoană interesată de acel lucru are acces la discuțiile din jurul său. Ești atras în universul Twitter pentru că ești pasionat de cripto și rămâi pentru că înțelegi că nu e doar despre ce alfa găsești de la diferiți creatori, ci și despre idei și gânduri în legătură cu ceva ce te pasionează sau poate dezbate pe diferite teme. Și cel mai important, probabil, partea de ironie. Dacă ești de destul de mult timp în crypto Twitter, ai observat faptul că mare parte din postări fac parte din categoria de shitposting. Probabil ca mecanism de coping în perioade de bear market, cine știe, pentru că utilizatorii rămași au folosit ideea asta de haz de necaz și au transformat-o într-un movement social în crypto. De altfel, ca și cu probabil oricare alt lucru, Twitter arată foarte diferit în perioada de bull market față de bear. Cred că ați observat și voi. În bull market e plin de useri și toată lumea postează în stânga și în dreapta despre următorul 100x sau proiect de NFT care urmează să devină blue chip. Mai apoi, în perioade ca acestea de bear market, foarte mulți capitulează și renunță la Twitter și rămân creatorii și utilizatorii cu adevărat prinși de mirajul acestei tehnologii. Eu personal sunt în partea în care prefer modul în care se prezintă mai mult în aceste momente. Au dispărut și din creatorii care promit X-uri la fiecare pas și din utilizatorii care le caută fără să înțeleagă măcar două boabe despre această industrie. Așa că această parte a ciclului este sănătoasă inclusiv pentru partea de social. Acum ai cu adevărat ocazia să descoperi conturi pe care nu le urmărești și care produc conținut pe placul tău. Eu urmăresc atât oameni pentru thread-urile lungi, educative și super interesante, cât și destui pentru remarcile ironice și funny asupra industriei și nu numai. De la fiecare dintre ei ai ocazia să înveți lucruri importante, doar că nu de fiecare dată o să fie direct exprimate într-un mod de la super direct, cât să pară ceva educativ. Cam asta e ideea cu crypto Twitter. Trebuie să iei tot ce vezi cu cel puțin un gram de sare. Dar, per total, mie mi se pare că cea mai importantă parte a acestui fenomen este reprezentată de locul ăsta. Nu ai cum să fii în cripto și să nu fii pe crypto Twitter. Sau cel puțin, din punctul meu de vedere, nu ar trebui. Și dacă tot am vorbit atât despre el, hai să vorbim și despre conturi pe care le urmărim cu drag. O să-ți spun aici o parte din creatorii pe care îi urmăresc de mult și pe care îți recomand să-i ai în vizor. Iar apoi aștept în comentarii să aud de la tine același lucru. Menționez că nu este niciun top, sunt câteva conturi foarte puține din cele pe care le urmăresc.
Primul despre care vorbesc, Kobe, este unul dintre OGs cu un număr impresionant de urmăritări și cel puțin la fel de impresionant de tweet-uri ce au ajuns să se adeverească. Obișnuia să facă și un podcast alături de un alt celebru cryptohead numit Ledger. Are chestii relevante la care adaug o doză de umor pe care eu personal o îndrăgesc. Apoi, neapărat trebuie să spun despre Inverse Bra sau cum mai este cunoscut, Smalting, Little Shed și încă 20 de porecle probabil. Un cont de neratat dacă ești pe crypto Twitter și vrei să fii la curent cu toate dramele și glumele din jurul acestei sfere. Este un fel de fotograf al spațiului, fiind etichetat în postări pentru a face screenshot la thread-uri, unul dintre conturile mele preferate, I ain't gonna lie. Mergem mai departe la ZachXBT, detectivul 2D, este probabil șeriful acestei industrii. Demaschează des tot felul de schemuri și pe cei care le pun în funcțiune. A fost părtaș la cele mai celebre din ultima perioadă, cum ar fi cazul cu Sifu de la Wonderland sau Logan Paul. Investighează proiecte, influenceri, fondatori, orice poate să miște pe blockchain. Și o face bine. Apoi merg cu Jebus, alt OG, care a trecut prin multe banuri pe Twitter și acum îl găsești la un cont la @219.eth. Shitposter profesionist, are momente de înțelepciune combinate cu renturi sau gânduri random pe care de multe ori cred că ai putea să le apreciezi. Și Saka Trades, unul dintre cei mai apreciați traderi, vine cu o doză de umor negru la pachet și analize interesante. Sunt destul de apropiat și de opiniile sale, așa că pentru mine este un cont de urmărit. Și bineînțeles ar mai fi o grămadă. Cel puțin 420 cât urmăresc eu. Am dat aici doar câteva exemple ca să vă stârnesc. De aici vă las pe voi să continuați și să schimbăm în comentarii recomandări despre conturi de urmărit pe crypto Twitter. Dacă ți-a plăcut, apasă butonul ăla de like, poate dai și un share. Ne vedem pe Twitter la @AndreiBrătucu. Bye bye!